Muzeul Național al Banatului va participa la expoziția Dacia Regatul Aurului și Argintului, organizată la Drenzi Museum din Olanda. Această expoziție internațională aduce în fața publicului olandez o selecție reprezentativă a bunurilor din metale prețioase provenind din descoperiri arheologice de pe teritoriul actual al României, databile între secolele 18 și 14 înainte de Hristos și începutul secolului al IV-lea după Hristos. Cea mai importantă parte a expoziției se concentrează asupra epocii fierului, mai precis asupra obiectelor atribuite culturii de la 30 de ani de la deschiderea primei expoziții de arheologie românească găzduite de un muzeu olandez, expoziția propune o nouă perspectivă asupra culturii și civilizației getodacice, care de această dată se concentrează asupra spectaculoasei arte a orfebrăriei și argintăriei getodacice unice în spațiul european. În cadrul expoziției vor fi prezentate 673 de obiecte din metale prețioase, provenind din peste 50 de tezaure aflate în colecțiile a 18 muzei din România. Expoziția Închisă în perioada 7 iulie 2024-26 ianuarie 2025, va fi însoțită de un catalog de specialitate cu contribuții din partea unor renumiți arheologi români.